Bună ziua! În acest material vreau să vă prezint o soluție prin care voi să vă conectați cu ajutorul telefonului mobil la aplicația Google Classroom pe baza codului furnizat de profesor. Dacă din diverse motive, după introducerea codului, primiți pe dispozitivul vostru un mesaj ca în imaginea atașată, iată ce trebuie să faceți pentru a reuși conectarea. De pe telefon, accesați browserul Google Chrome. În pagina apărută, mergeți în dreapta sus și dați click pe opțiunea cu 3 puncte. Din listă, alegeți Filă incognito nouă. În acest moment, aplicația voastră a trecut în modul incognito. Tot ce trebuie să faceți acum este să dați click în bara de sus și să tastați următorul link. classroom.google.com, după care dați click pe prima opțiune. Dacă interfața voastră este asemănătoare, dați click pe OK, iar apoi pe Go to Classroom. În acest moment, vi se solicită să introduceți datele de autentificare. Acum voi trebuie să vă folosiți contul G Suite creat și parola acestuia. După care dați click pe Accesează. În acest moment, v-ați conectat la aplicația Google Classroom. Interfața voastră poate să difere, dar trebuie să identificați iconița de plus și să dați click pe ea. La pasul următor dați click pe Înscrieți-vă la curs și introduceți codul furnizat de profesor.